Salut, Răzvan! Bine ai venit în Familie Rapid! Salut, bine v-am găsit! Alaltăieri ai aterizat, ieri ai făcut două antrenamente. Te rog să-mi spui cum te simți, care sunt primele impresii. A fost o perioadă destul de încărcată cu drumuri și primele antrenamente au fost destul de grele pentru mine, ținând cont că am venit după vacanță lungă de o lună de zile în care n-am făcut mare lucru, doar ce poți să faci acasă într-o vacanță, o alergare, o mișcare la sală, un fotbal cu prietenii și cam atât. Cum te-au primit băieții? Băieții m-au primit foarte bine. Chiar, sincer, mă așteptam să fie așa. Știam că e o echipă unită. Mi-a spus Daniel Nicolae la București. Mi-a spus că aici toată lumea ține cu toată lumea. Este ca o familie și chiar așa este. Pe cine mai știai din actualul lot al Rapidului? Îl cunosc pe Bălan de când a fost la Iași. Am fost, cred că, 6 luni colegi împreună. Și așa mai îl știam pe Horațiu și pe Hlistei. Ai zis că nu e 100% pregătit fizic, e de înțeles. În cât timp crezi că ai putea să ajungi la capacitate maximă? Sincer, nu știu să spun exact un timp, dar am să muncesc cât mai mult ca să recuperez, pentru că colegii mei sunt în față și se simte asta la antrenament, o simt pe pielea mea. E greu să țin ritmul cu ei, dar încet, încet o să mă pun pe picioare. Pentru rapidiștii care nu te cunosc atât de bine, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine. În primul rând, un lucru interesant, vă citit în CV-ul tău, este faptul că te-ai născut la Paris. De unde până unde la Paris? Că e un lucru destul de rar. Părinții mei au mers la muncă acolo. Majoritatea oamenilor de la mine, eu stau la țară, sunt plecați acolo și s-a întâmplat să mă nasc acolo, dar n-am stat o perioadă prea lungă. La 9 luni ne-am întors pentru că fratele meu era acasă și nu puteam să stăm noi acolo și el acasă și au luat decizia să ne întoarcem cu toți. Când a apărut pasiunea ta pentru fotbal, care au fost primii pași în vacin, te-a dus? Din ce îmi spun părinții mei, eram cu mingea la picior de mic copil, dar cine m-a trimis așa, să zic, într-un mod mai concret la fotbal a fost profesorul meu de educație fizică, domnul Darius, căruia îi mulțumesc, care a zis părinților mei că ar fi bine să mă ducă la un club privat, pentru el crede că am talent și așa s-a întâmplat, am mers și de atunci într-una cu fotbalul. Ai fost de la început fundaș dreapta sau ai început pe alt post? Eu toată perioada junioratului până la Under 19 am fost extremă stânga sau extremă dreapta. Și când am făcut pasul la Liga 2 la Fumați, antrenorul m-a pus fundaș dreapta și de atunci joc fundaș dreapta. La Fumați ai întâlnit Rapidul pe Giulești în Liga 3-a? Da, a fost un sentiment chiar unic. A fost un meci cu totul și cu totul special. Atunci mi-aduc aminte antrenorul mijlocaș stânga și l-am avut adversar chiar pe Ionuț Voicu. Mi-a făcut un meci foarte, foarte greu. M-a terorizat de la începutul meciului. Nu știu dacă am realizat mare lucru în acel meci, pentru că mi-a fost întotdeauna în cărcă, întotdeauna lângă mine și nu mi-a dat deloc spațiu. Acum ai șansa să înveți de la el? Da, să... Mă bucur că intră și el la antrenamente, chiar încă are vână, încă e bine, ar putea juca lejer, probabil, la o ligă destul de bună și mă bucur că am de învățat de la el. Zi-mi care a fost povestea transferului tău la Rapid? Știu că și în vară au fost anumite discuții, nu s-a concretizat. Mi-am dorit să vin și în vară, au fost discuții, dar cei de la Iași nu s-au înțeles cu conducerea de aici de la Rapid. Probabil mă gândesc că au fost vorba despre bani. Acum mă bucur foarte mult că s-a realizat. Acum 2 zile eram cu părinții acasă, pregătit să plec la Iași la reunire și azi, de fapt, de 2 zile sunt aici cu dumneavoastră și mă simt foarte bine în tricoul vișiniu.
Ce înseamnă pentru tine Clubul Rapid? Înseamnă foarte mult, e un club de tradiție cu suporteri minunați și chiar mă consider privilegiat că pot să joc aici și sunt foarte sigur că nu oricine are această ocazie. Este și multă presiune la Rapid. Da, e normal să fie presiune, e un club care are pretenții, care are obiective îndrăznețe și presiunea, dacă știi să o focalizezi, să o focalizezi într-un punct bun, îți poate aduce performanță. Cum vezi tu concurența cu Claudiu Belu, un jucător care a jucat foarte bine? Da, vreau să-l felicit pe Claudiu, chiar l-am urmărit, mi-a plăcut cum a jucat, îmi pare rău că acum este accidentat și concurența este întotdeauna benefică, atât pentru mine probabil cât și pentru el, vom progresa amândoi și când va fi nevoie de mine, când va fi nevoie de el, cu siguranță ne vom face treaba cât de bine vom putea. Mai sunt și alte posturi pe care te simți bine? Sau? Da, pot să joc și funda stânga, am jucat și la Poliaș funda stânga câteva meciuri și nu știu dacă aș putea să joc și mijlocaș dreapta, dar nu prea îmi mai place acum, chiar dacă am făcut tot junioratul în atac, acum m-am obișnuit în spate și prefer să rămân acolo, să-mi ajut defensiva. Îți place să și înscrii? Mi-aduc aminte un gol de ale tale la Iași, da, nu știu, de la distanță. În poziție de finalizare nu ezit, pentru că mi s-a spus destul de des că lovesc mingea destul de bine cu ambele picioare și dacă sunt acolo încerc să trag la poartă, pentru că dacă nu încerci n-ai cum să înscrii. Care sunt, nu știu, calitățile tale din teren? Din teren, cred că inteligența e una dintre ele și viteza. Cred că am o viteză destul de bună. Cum te-ai caracteriza în trei cuvinte, ca persoană? O persoană liniștită, muncitoare și perseverentă. Vei fi unul dintre puținii rapidiști care vor avea privilegiul de a juca pentru prima dată pe noul Giulești. Pentru noi, cel puțin pentru rapidiști, este un moment așteptat de foarte mult timp. Cum te simți tu gândindu-te că vei avea șansa asta? Cum am spus și la primul interviu, exact după ce am semnat, nici nu vreau să mă gândesc, adică nu pot imagina ce o să fie pe noul Giulești, pentru că am văzut ce a fost pe vechiul Giulești și a fost în Liga 3 și a fost superb și cred că e greu să descriu în cuvinte ce se va întâmpla la meciul de debut pe noua arenă. Zi-mi ce faci tu într-o zi liberă, cum te relaxezi? Îmi place, când sunt acasă, îmi place să-mi petrec timpul cu familia și jocurile video îmi plac, să mă joc pe PlayStation, FIFA, îmi place să mă joc cu prietenii, să mă uit la un film, la seriale. Apropo de jocuri, mai ai și alte sporturi pe care le practici? Îmi place să joc tenis de câmp și cam atât, că nu, altceva nu prea poți să joci în aer liber. Adică poți, dar nu mă pricep la basket, handbal și cum ar lucruri de gen. Care e echipa ta preferată de afară? De afară îmi place Barcelona, chiar dacă nu mai are rezultate foarte, foarte bune, dar tot rămâne echipa mea preferată, pentru că îmi place de când era Ronaldinho acolo și de atunci țin cu ei. Ai un jucător preferat pe care îl admiri, la care te inspiri? Sincer, îmi place mult Dani Alves, chiar dacă acum are și el o vârstă, dar ceea ce a făcut ca fundaș dreapta mi se pare incredibil, cred că este unul dintre cei mai buni din istorie. De asta a zis și Ionuț Voicu, tot fundaș dreapta, tot Dani Alves era preferatul lui. Fundaș dreapta complet, știe să se apere și să atace și cred că poate juca pe mai multe posturi, e cu totul și cu totul special. Deci bănuiesc că campionatul care ți-ar potrivi sau care ți-ar plăcea, în care ți-ar plăcea să joci, e cel spaniol, nu? Sau ai alt campionat preferat? Nu, îmi place să mă uit la fotbalul din Spania, dar cred că cel mai spectaculos și cel mai îndrăgit campionat este cel din Anglia, pentru că este un campionat pe luptă, pe multă alergătură și se pune piciorul cu adevărat și se joacă un fotbal total. Care e orașul tău preferat de vacanță? Unde? Sincer, eu prefer în vacanță să stau mai mult acasă, pentru că sunt mai tot timpul plecat de acasă, de părinții mei, de fratele meu și îmi place să petrec timpul cu ei. Dar așa, un oraș, îmi place să merg în Paris, acolo unde m-am născut, să îmi povestească ai mei sau cu cine merg, să îmi povestească locul unde m-am născut și să mai văd, să vizitez orașul. Unde te vezi peste 5 ani? E o întrebare grea. Mă văd tot în fotbal, nu știu dacă o să fie tot aici, dar mi-aș dori. Și cu siguranță tot așa cu munca, cu fotbalul și nu știu dacă o să fie, probabil o să întemeiez o familie și cam Doamne ajută.
Zi-mi dacă ai vreo poreclă. Acum nu, când eram mai mic aveam, mi se zicea pitbull pentru agresivitatea mea din teren, dar acum nu. Ai un mesaj pentru suporterii rapidiști de acasă? Da, vreau să le spun că îi așteptăm cu drag la stadion. Suntem nerăbdători să avem primul meci acasă, să-i simțim aproape. Bine, cu siguranță ei vor veni și în deplasare cu noi și sunt nerăbdător să-i simt pe pielea mea, să fiind de partea lor, nu cum am fost până meciurile trecute, de partea celorlalți. Zvan, noi îți urăm multă baftă, sperăm să te vedem cât mai repede pe teren și să ne impresionezi. Vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută să fie bine!